Bine v-am găsit, oameni frumoși, într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Eu sunt Pau și astăzi reacționăm la Sunt o sirenă real. Bine, nu eu, am primit videoclipul ăsta pe voi, de la voi pe Instagram, unde dacă nu vă urmăriți, ce-a fost asta? Dați un mare like pe Insta acolo, bă, deci pe Insta dați-mi un follow, la video ăsta dați-mi like și pentru comentarii ne vedem pe secțiunea de comunitate. Hai să dăm drumul să vedem cine e o sirenă reală și despre ce e vorba. Și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Se vede la ce oră filmez, deci să mergem din titlu. Cred că v-ați dat seama. Da, și eu m-am șocat. Deci ce? Stai. Ok, ne-a arătat faptul că filmează la 10 seara. La 10 seara n-ar trebui să fie întuneric. Asta una. Doi, și ea a fost șocată că e o sirenă reală? Sunt un pic confuz, recunosc, dar hai să vedem despre ce e vorba. Ăsta e un pahar cu apă, nu mă voi uita. Vă voi uita cum pot să le îngheț. Și vreau să vă spun un lucru, știți? De ce cred eu că am puteri? De ce? Deoarece acum câteva zile am stat vreo 3 ore în apă cu luna plină deasupra capului. Adică am făcut o baie, iar luna plină a fost pe cer. Dar tu de unde știi că în timp ce tu făceai baie era o lună plină afară? Că nu-i ca și cum ai cada sau vana, depinde, folosesc ambele cuvinte că nu știu din ce parte a țării sunteți. Nu-i ca și cum ai în aer liber, în fața blocului, acolo efectiv în fața blocului, în curte, stai și faci baie. De unde știi că e lună plină? Așa, cam pe la ora 8. Ok. La ora 8 nici măcar n-apare luna. Na. Minte cu neroșinare! Și ce face cu evantaiul ăla? Aoleu. Bun, să trecem la acțiune, îl voi îngheța. Voi sta la o distanță de siguranță. Distanță de siguranță? Dar ce crede că se întâmplă dacă cumva îl îngheață de aproape? Explodează în față? Hai că-s curios. Destul de greu. Paharul sau nu. Apa sau să îngheți? Simt că e gata. Ce? E frică să mă uit, dar mă uit. Fii atent că e gheață acolo, ești prost. Ce ziceți de asta? Bă, stai un pic, stai că acum. Stai, vreau să revăd chestia asta. Te ia cadrele? Distanța lumită de siguranță. Deci distanță de siguranță, așa? Unde? Schimbă cadrele undeva aici? E destul de greu. Schimbă cadre? Da, le-a schimbat. Ok, am înțeles. Okay. Vai, cât de lame e asta, vai, de viață. Dar fii atent că dacă nu ești super atent, cred că copiii nu se prind, fii atent. De greu. Bine, atacă, no. Dispare un deget și ok, dar în fine. Hai să vedem mai departe. Bun. Și-a pus gheață din frigider acolo. Ce ziceți de asta? Un gheață. Ia pe ce. Wow. O înghețat? Na, nu te crezi. O înghețat, incredibil. A înghețat, în fine, lăsând ardelenismul la o parte, ceea ce vreau să punctez e faptul că îngheți ceva nu te face. Cine a zis vreodată că o sirenă poate să înghețe ceva? O sirenă pur și simplu are coadă și notă. Nu înseamnă că automat are și puteri. E prea mult H2O aici. Nici măcar Andra Gogan. This is too much H2O. Revenim. Destul de bine, presupun. Dacă vreți să-l fac, acum îl voi face înapoi. Dacă vreți să vă arăt coada zilele într-o bună zi, ce trebuie să ajungem la acum la celălalt canal al meu. Parcă suntem 20 și ceva. Da, dacă la canalul ăsta mai vin, dacă la canalul ăsta strângem 10 abonați maxim, adică minim 10 abonați, vă arăt coada de sirenă. Ce a zis? Că ne arată? Vă arăt coada de sirenă. A, vă arăt, ok. Dacă nu? A, nu, 20 de unde coada de sirenă, mă, fată? Că uite, efectiv, ți-am văzut picioarele la începutul clipului. Ce minți? A, stai, că nu tot timpul e. Uneori e sirenă, uneori are picioare, am înțeles. Bun, revenind. Ne mai arată ceva? Că e, wow. Nu s-a evaporat, încă e apă acolo. Dar nu vei băga degetul în alta. Ok, deci acum a schimbat cadrul la loc când a pus apa topită. Apa topită. Ce prost sunt. Deci gheața apa. Uite,
Ghețată, da. Mamă, dar numai un strop aruncat, da. Da. No, tati, asta e economie la apă. Bă, un pic de risipă nu face. Bun. Ok. Vai, purute-i fusta aia în flori. Sper că v-a plăcut, dați un mare like. Și un... Dar cum te faci asta, sirena? E, adică e mai aproape de Ben 10 care îngheață chestii decât de o sirenă reală. N-are absolut niciun sens. Bă, dacă vreți să vedeți sirene reale, vă uitați la Andra Gogan. Unde... Ah. Subscribe. Lame. Mi s-a părut mega lame. Nu ești o sirenă. Cineva chiar ar trebui să-i zică. Voi vă dați seama cum stă înainte să se pună... Nu, când se pune seara, se pune în cadă, e minunată și se pune așa să se relaxeze, se spele și zicea: ah, a mai trecut o zi în care i-am prostit pe fraier, toți proștii ăia cred că eu chiar sunt sirena, mai fac 10 subscriber și le arăt coada mea. Dar atenție, sunt scumpe alea, chiar și de pe Wish, nu-s chiar atât de, o coadă de sirene nu e chiar atât de ieftină și din punct de vedere economic, când ai doar 20 de abonați, nu-i rentabil. Wow. Atâta pe clopoțel și abonați-vă. 10 abonați, coadă de sirenă, deocamdată în picioare. Vai, bă, dar e urâtă fusta, adică rar mi-a fost să dați să văd o fustă atât de urâtă. 2, 3, 4, 5. Ce face? Ce numără? Oare mi-a crescut coada? Ce ziceți? Scrieți în comentarii. Bă, ești prost? Iertați-mi limbaj, acum iertați-mă, dar tu ești prost? Adică îți bagi joc de noi? Adică cum adică? Fii atent, deci fii atent. Și-a băgat degetele în apă? 2, 3, 4, 5. Nu, se aruncă pe laterală. Oare mi-a crescut coada? Ce ziceți? Oare mi-a crescut coada? Ce ziceți? Ți-ai ascuns picioarele sub fustă. It is... Măcar, nici măcar nu te străduiești să fii sirena, adică e efectiv. Scrieți în comentarii părerea voastră dacă mi-a crescut o coadă sub rochia asta sau nu. Scrieți în comentarii, vă rog. Mamă, dar fata asta are un viitor în teleshopping. E doar acum, dacă intrați și scrieți în comentarii și insistă, știi? Deci, practic, efectiv te minte și insistă. Ca la teleshopping, practic. În fin, apropo de teleshopping, am niște chestii super șmechere în shop dacă vreți să cumpărați tricouri cu Paul Trifan, panorace, bluze, șepci, măști, toate nebunile sunt acolo, e în descriere, link-ul cu magazinul oficial. Și dacă vreți să vă alăturați acestui canal, nu e așa, dacă vreți să deveniți siren, alăturați-vă! Hai, cu puțină susținere și nu uitați de mare subscribe, mare share la toți prietenii, pe toată lumea pe care cunoașteți. O mătușă să nu lipsească share-ul ăsta. Bun, eu am fost Paul, ne vedem pe secțiunea de comunitate a acestui canal pentru comentarii și pentru alte sugestii vă aștept pe Instagramul meu care este pe ecran, nu pe ecran, nu pe ecran, e în descriere. Vă pup și ne vedem data viitoare, aveți grijă la sirene! Something you don't wanna miss. The best part, I got you on the list. All access.